am găsit la dosar de politician, marile partide politice încearcă să ne păcălească cu o poveste frumoasă numită reîmprospătarea clasei politice, adică fețe noi de politicieni și criterii de integritate. Ironia sorții face ca exact bătrânii politicieni învechiți în rele, gen Vasile Blaga sau Liviu Dragnea, să ceară reforma clasei politice. În acest sens vă prezint un tânăr de viitor de la Partidul Social Democrat. Este vorba de Cristian Rizia, deputat de Brăila și candidat la primăria sectorului 5 din București, primăria condusă odinioară de Evanghelie. Povestea lui Rizia este o înșiruire lungă de scandalul politice de pomină. Deputatul Rizia, spre deosebire de alți lideri PSD, apare pe prima pagina ziarelor în situații controversate încă din anii 2003-2004, adică acum 10 ani, când era evident tot un tânăr de viitor al PSD. Primul lucru care îți atrage atenția la acest deputat Rizia este faptul că nu are o calificare certă, nu are o profesie de care să vorbească și pe care să o fi practicat. Oficial, Rizia este politician PSD, adică om fără meserie, care toată viața a primit funcții și slujbe de la stat din partea partidului. Acum Rizia vrea să ajungă primar al sectorului 5 din capitală, deși singurele lucruri pe care le-a condus în viața lui au fost mașinile luxoase gen Ferrari. Rizia este fiul fostului ministru PSD al educației, Alexandru Atanasiu. Prima lui slujba a fost cea de director de cabinet al ministrului tineretului și sportului din guvernul Năstase. Apoi Rizia a primit de la partid o slujbă mai bănoasă, aceea de director general al Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor, ANSIT. Prin această agenție aflată în subordinea Ministerului Educației, se derula în anii 2000 programele europene destinate sprijinului tinerilor, numite Youth Program. Așadar, nașul Atanasiu, ministrul Educației, îl ține în funcție pe fiul Cristi Rizia. Cu ce scop oare? În 2006, un control al Departamentului Antifraudă al Comisiei Europene a arătat că în intervalul 2000-2005 au fost deturnați 1,6 milioane de euro din programul european Youth. Acești bani au fost folosiți după bunul plac al lui Rizia pentru a acoperi cheltuielile agenției ANSIT, în loc să fie cheltuiți pentru programe destinate tinerilor. Așadar, în 2006, Rizia s-a trezit cu un dosar la DNA de care însă nimeni nu mai știe nimic. A fost primul mare scandal al carierei tânărului deputat Rizia. În perioada în care PSD se afla în opoziție, Cristian Rizia se împrietenește cu un alt tânăr de viitor, aflat în prezent în arest la domiciliu. Este vorba de Dan Șova. Rizia și Șova sunt implicați la pachet în următorul mare scandal. Avocatul Șova a ajuns apoi senator PSD în 2008, îi vinde lui Rizia, de fapt fratelui lui Rizia, o vilă la un preț de 142.000 de euro. După 5 ani, deputatul Rizia, numele fratelui său, îi vinde înapoi vila lui Dan Șova pentru suma de 300.000 de euro. Însă experții imobiliari au evaluat vila din spatele guvernului la 1,6 milioane de euro. Fratele lui Rizia, plecat din România, a depus mai multe plângeri penale împotriva deputatului, acuzându-l că, folosindu-se în mod ilegal de o procură, i-a vândut toate proprietățile din țară lui Dan Șova. Bogdan Rizia mai declară că fratele său a cheltuit în total 1 milion de euro, bani din care și-a cumpărat un Ferrari și a petrecut vacanțe la Monte Carlo. Așadar, Rizia s-a picopsit cu un al doilea mare scandal, care este acum investigat de procurori. Că tot am vorbit de vacanțele la Monte Carlo, aici Cristian Rizia intră în legătură cu șmecherii din așa zisul grup de la Monaco, o echipă de oameni de afaceri și politicieni implicați în cele mai răsunătoare afaceri de corupție. Un exemplu este Puiu Popoviciu, patronul Băneasa Moldar și Dragoș Dobrescu, cercetat chiar acum în dosarul de corupție numit Rompres. Acest Dobrescu este tocmai nașul de cununie al deputatului Rizia. Pe când deputatul se dista la Monte Carlo și își cumpăra Ferrari, în leasing, Agenția Națională de Integritate îi face dosar lui Rizia. Conform anii, Rizia a efectuat între anii 2008 și 2011 mai multe tranzacții bancare suspecte în valoare de circa 900.000 de euro, bani pe care nu-i poate justifica din veniturile sale oficiale. De unde învârtea Rizia aproape 1 milion de euro, în condițiile în care în declarația sa de avere este sărac, lipit pământului? Cu toate aceste scandaluri grele pe care Rizia le poartă în spate, el pretinde că îl poate întrece pe Marian Vanghelie în funcția de primar. Și eu cred la fel. Rizia are cu siguranță în sânge meseria de primar.